Administrația locală a dat undă verde implementării proiectului de fonduri europene la spitalul din Corabia. Clădirile unității militare vor fi termoizolate, iar rețelele de utilități de la interior vor fi înlocuite. Cheltuielile cu încălzirea spitalului se vor reduce la mai bine de jumătate. Este un proiect destul de complex și care va reduce cu încă 60% cheltuielile cu încălzirea, cu energie electrică și cu apa caldă pentru spital. Reabilitarea înseamnă creșterea eficienței energetice a clădirilor. Clădirile spitalului nostru sunt din anii 50 și au proprietăți termice scăzute. Prin reabilitare reușim să reducem costurile cu încălzirea, să asigurăm un confort termic atât pacienților cât și angajaților spitalului și implicit să ducem la creșterea calității actului medical. Recent, tot pe fonduri de la Ministerul Sănătății, unitatea medicală a primit aparatură medicală modernă, iar ambulatoriul a fost modernizat. Nu mai este nevoie ca majoritatea femeilor să facă naveta la Slatina pentru a-și face densitatea osoasă. Avem aparat de radiologie de ultimă generație. Avem ecocardiografe, avem ecografe pentru femei gravide, pentru endoscop, pentru endoscopia internă, holtere pentru supravegherea cardiacilor și dacă nu două aparate de supraveghere a nou-născuților. Spitalul din Corabia deservește peste 30.000 de pacienți din zona de sud a județului Olt.